давай нарух, шефой буне, мой боец шефети. Мой боец шефети, ну иди грома. Ну, вини ярна. Да. Мне зис мио гиситоари. А кушика вини ярна, и я нам нимик пус пи ярна. Бой, омуле, бой, нам нимик а пус пи ярна. Аша ка am să încep așa ușurier, să-mi pun și eu o leacă pe iarnă, că ajung ca în povestea cu greierile și furnica, știi cum zic? Și nu vreau, nu, mie îmi place să fiu gospodar, să am de tăte. Cum mă plimbam eu așa prin Londra astăzi, am găsit la magazinul românesc niște gogoșari. Băi frate, mare lucru prin Londra să găsești gogoșari, înțelegi? Nu sunt ei chiar premium, ca să zic așa, dar îs gogoșari. Și m-am gândit eu astăzi să fac niște gogoșari de ce e în sos. Gogoșari în sos tomat. Primul și primul lucru pe care am să-l fac, de fapt am să fac două lucruri. Deodată, prima oară, am să scot cotoarele la gogoșarele ăștia, îi tai așa în jumate și scot cotoarele. În același timp, când scot eu cotoarele, am să pun, uite așa, niște borcanele dintre astea, am să le pun la sterilizat în cuptor. Le pun așa pe o tavă și pun cuptorul pe la vreo 140-150 de grade și las acolo vreo un sfert de oră în cuptor, borcanele astea, să se sterilizeze, numai bine când mă ocup eu de gogoșare. După 15 minute, am stâns cuptorul și las borcanele acolo. Nu le fac nimic până când în momentul când trebuie să le umplem. Și eu mă apuc să curăț gogoșarele astea. Ne vedem alea mai încolo. Bun. Am curățat gogoșarii mei. I-am tăiat așa pe din două, deocamdată. Ce am uitat să zic, rețeta pe care vă dau astăzi este pentru 2 kg de gogoșari cântăriți, cu tot cu cotoare. Aducem aici un tocător. Am aici un castron lângă mine și am să încep să tai gogoșarele ăștia, uite așa, fâșiuțe. Dar, atenție, nu vreau bucata asta albă, uite ăstea de aici, astea nu le vreau, nu. Uite așa, asta trebuie să le curățăm neapărat. Fie că faci treaba asta atunci când curezi gogoșarele de cotoare, fie că faci acum, bucata asta albă trebuie să dispară. Uite așa, tăiem feliuții. Bucata aia albă e amară și nu-mi place deloc. Deloc, amărăște sosul nostru, nu. Uite așa, și tăiem toți gogoșarii noștri, Ăștia sunt ardeii mei, dragilor, i-am aranjat, i-am bărberit, i-am tăiet, i-am făcut ginerică. Așa că îi punem o leacă deoparte, huștiluc, agregat, huștiluc, oală, huștiluc, foc. Focul mai la mediu. În această minunată oală vom adăuga 500 de mililitri de apă. Peste 500 de mililitri de apă vom adăuga 100 de mililitri de ulei. Ulei de floarea soarelui. 200 de mililitri de oțet. Atenție, oțet alb, nu din vin, nu din meri sau altceva. Oțet alb, normal. Cuștiuluc aici. 250 de grame de bulion. Am aici 6 linguri de zahăr. Sau aproximativ 120 de grame de zahăr, cam așa. 2 linguri de muștar. Eu am o lingură de muștar de cel românesc, de-a nostru, și mai am o lingură de muștar Dijon. Deci 2 linguri de muștar. Dacă vreți să puneți numai muștar românesc și nu aveți muștar Dijon, fără probleme. Puneți doar muștar românesc. Mie știți că îmi place muștarul Dijon foarte mult. Muștarul Dijon e alea că iute, înțelegi? Și îi dă puțin așa iuțeală. Uite așa, amestecăm o leacă. Amestecăm o leacă când începe să fiarbă toată treaba cu șucaș, să nu înceapă să fiarbă neamestecată care cumva. Vreo 3 frunze de foi de dafin și niște boabe de piper. Uștiuluc aici. Și nu în ultimul rând, o lingură așa cu vârf de sare. Sare pentru murături. Sau sare neiodată. Uite așa, dragilor, când a început să fiarbă, dăm focul așa mai la mediu, mediu spre mic, frumușel, și lăsăm să fiarbă 15 minute, fără capac. Vrem să mai scadă puțin sosul ăsta. Înțelegi? Atât tot. Dividem o leacă mai încolo. Ce vreau să vă zic, înainte să adaug o gogoșare. Eu știu că foarte multe lume respectă rețeta la murături ca uite așa. Înțelegi? Parcă ar fi o rețetă fixă și dacă cumva deviem puțin de la rețetă, nu mai țin murăturile noastre. Ba țin murături, că noi nu punem murături, conservă să zicem, sosul ăsta cu gogoșare. Bă, fraților, nu vă fie frică să gustați din zama asta. Dacă vă trebuie o leacă mai sărată, mai puneți o leacă mai sărată. Dacă vă trebuie o leacă mai mult oțet, puteți să mai puneți o leacă de oțet. Dacă vă trebuie mai mult zahăr, puneți mai mult zahăr. Asta fiind spus, nu prea poți să scoți din ea. Eu v-am dat cantitățile care îmi plac mie și care sunt de ani de zile cumva în familia mea, înțelegi? Dar, spre exemplu, la început, dacă vrei, la început, în loc de 6 linguri de zahăr, poți să pui numai 5 și vezi care-i treaba. În loc de 200 ml de oțet, poți să pui numai 150 și vezi care-i treaba, cum îți place, înțelegi? Cum îți place. Nu vă fie frică să gustați din sos și să ajustați după gustul vostru, înțelegi? Dacă vreți să puneți mai puțin, puneți mai puțin dinainte și vedeți care este treaba. Că borcanele oricum vor fi sterilizate. Oricum ele o să țină, că ai tu o lingură mai puțin de oțet sau mai mult. Aia nu contează. Nu contează absolut deloc, credeți-mă. În afară să spunem că de sare, care sarea, da, cam ar trebui o lingură de sare la 1 litru de apă, la litru de lichid. Dar așa aia, poți să pui mai puțin sare dacă mănânci mai puțin sare. Nu se întâmplă absolut nimic, credeți-mă pe cuvânt. Și huștiluc, ușurel cu gogoșarii noștri. Uite aici, în zama asta, uite. Îi pun cu dintre ăsta ca să nu sară pe mine, înțelegi? Uite așa, dragilor, și readucem toată treaba la punctul de fierbere, pentru că acum zama noastră s-a răcit de la gogoșari, după care dăm focul așa la mediu spre mic și lăsăm să fiarbă aproximativ vreo 40 de minute. Ei la un moment dat o să lase de tot, înțelegi? Pentru că o să moaie. Uite acum, eu o să mai amestec așa prin ei, în sensul că vreau să-i aduc pe aia de dedesubt, care s-o muiat o leacă, să-i aduc deasupra. Și pe ăștia deasupra să ducă dedesubt, știi? Să moaie și ăștia, să aibă și ei șansa lor, cum se zice, înțelegi?
Uite așa frumușel. Mamă, cum merge sosul ăsta cu lecuțcă de pireuț și cu lecuțcă de cărniță. Vai de capul meu, vai de capul meu. Uite așa, vezi? Uite așa, încet, încet. Să afundă toți în sos acolo. Hai, ne vedem o leacă mai acolo când-s gata. Ăsta e, dragilor, i-am lăsat la fiert aproximativ 40 de minute. Ideea este că vrei să-i lași la fiert până când gogoșarii nu-s chiar foarte, foarte fierți. Nu-s fierți ca și cum îi pun într-o tocăniță, dar nici nu-s cruzi. Știi? Al dente, cum se zice, al dente. Ce o să fac în continuare? O să dau cratița asta pe aragaz, aici lângă mine, și o să aduc borcanele mele, care sunt încă calde. Nu sunt foarte fierbinți, dar sunt calde. Punem aici borcanele și am să umplu eu ușurel, ușurel borcanele astea. Și ca să vă dați voi seama din nivelul meu de inteligență, când m-am dus și am cumpărat borcanele astea, am cumpărat și o pâlnie din asta pentru borcane. Bineînțeles că pâlnia asta nu se potrivește la borcanele mele, că e chiar fix așa, e fix, fix. Dar asta este. Am să încerc să nu dau pe lângă. Dacă dau pe lângă, am să șterg. Aia e, ce să facem? Insistez ca detergentul. Ce să fac? Am să iau, uite așa, cu o lingură și am să pun în borcane. Uite așa, și pune și zamă, da? Neapărat, cu o linguriță, luăm și apăsăm. Și am pus capacul. Dacă borcanele poate să fie de alea mai vechi, capacele trebuie să fie noi, neapărat. Înțelegi? Neapărat noi. Uite așa, și ștergem frumos borcanul, că l-am murdărit, că a fost deștept, înțelegi? Așa. Și punem deocamdată o leacă deoparte. Așa. Și procedăm la fel cu celelalte borcane. Pac, pac, rapid, rapid. Uite așa, dragilor, am umplut borcanele mele, fix 6 borcanele dintre astea mititele și apropo, din borcanele, prefer borcanele mititele pentru că când le desfaci se mănânc repede. Dacă pui borcane de 800 de grame sos dintre ăsta, e mai greu să-l mănânci destul de repede. Ce am să fac în continuare? Le dau o leacă deoparte, acum cât sunt fierbinți și uite, Luc, am să pun o pătură, uite aici. Am să mai pun și un prosop, uite aici. Le pun borcanele mele cu capul jos, uite așa aici. Uite așa, le pune la năniță, cum se zice, la năniță. Ia, uite așa, ticăle. O să faci năniță, năniță, năniță. Le facem o dată, uite așa. Prosopul l-am pus ca să nu se murdărească pătura. În caz de curge vreo unul, da? Nu cred că o să curgă, dar mai pot fi defecte la capace din cauza asta. Și punem pătura peste ei așa. Și încă o dată așa. Se fac băieții năniță aici. Și lăsăm noi borcanele astea să se răcească în pătură până mâine dimineață. După ce se răcesc, faci testul cu capacul. Înțelegi? Știi povestea, că dacă capacul face clic-clic, înseamnă că e ceva neregulă. Mai trebuie să le mai pui o dată la sterilizat. Dacă nu faci clic-clic, toată treaba este bună. Le poți pune în cămară fără niciun fel de problemă, țin și 2 ani de zile. Dar capacul să nu facă clic-clic. Înțelegi? Dacă capacul face clic-clic, înseamnă că mai are aer. Înseamnă că nu-i bun capacul. Le-ai luat, le-ai scos din borcan, ori dacă vrei să le mănânci, dacă nu, le pui iar la fiert, iar le pui în borcan. Înțelegi? Dar iei capac nou. Sau dacă mai vrei încă un nivel de siguranță, poți să le pui încă o dată în cuptor la 150 de grade pentru vreo 10 minute să le mai sterilizezi, cum să zici odată, dar nu trebuie. Toată șmecherea este capacele, să fie noi, să fie buni. În rest, n-ai niciun fel de problemă. Așa că le las așa până mâine dimineață. Mâine dimineață când mă trezesc, când s-o răcit, le controlez o leacă. Dacă totul e ok, le bag în cămară și le servesc atunci când trebuie. Hai noroc și la mai mare, să ne auzim sănătoși!